Am venit foarte târziu astăzi la țară. Foarte, foarte târziu, dar... fac cât pot. Restul mâine. Fiecare zi de administrare a hranei contează. Este foarte important. Ia uite-le, sărăcuțele, ele sunt aici, ar vrea sirop. Uitați-vă cum sunt înhrănitor, ar vrea sirop. Nu-i dau sirop, pentru că am nevoie de podișoarele astea, nu am suficiente, am nevoie de ele în stupii mari. Aici, în stupii micuți, în nuclei, dau turte. Uitați-vă ce e în el. Astea le voi scutura în cuib. Da? Cred că se vede. Uitați-vă ce e în el. N-am dat sirop până acum. Așa cum spuneam, în nuclei aceștia micuți, voi administra hrană solidă. Ca să nu mai deranjez. Iar în stupii de bază, cei înalți, cărora le-am mutat locul, voi da sirop în hrănitoare de podișor. Asta pentru că cântarul scade și pentru că trântorii sunt grupați pe ultima ramă. Deci semne că nu este cules. Astea sunt podișoarele pentru turtă. Pe cele înalte cu jug le folosesc doar pentru hrănitoarele rotunde. De asta fac schimbul podișoarelor, pentru că nu am suficiente podișoare cu hrănitor. Cât reușesc să fac în seara asta, fac restul mâine. Ah, nu l-am scuturat pe ăsta, m-am luat cu vorba și am uitat. Așa e când filmezi. De asta nu filmez atât de des. Pentru că, uite, te zăpăcești, uite ce ai făcut, unde ai rămas. Nu mi se întâmplă asta când lucrez singur, fără să filmez în liniștea mea. Da, ce să fac? Sper că aceste informații vă sunt utile. Altă ocazie nu am. Mă gândesc că
sunt utile nu pentru că aș vorbi din experiența mea, ci pentru că în fiecare zi sunt în contact cu atâția apicultori care vin la magazin și cu care împărtășesc opinii legate de mersul sezonului și activitățile care se impun în stupină în diferite momente. Pentru asta filmez, ca să vă împărtășesc nu experiența mea personală doar, ci a tuturor celor care încalcă pragul la magazin. Și bineînțeles, experiența lor, experiența noastră cumulată este mai importantă decât experiența mea doar. Acesta este motivul pentru care vă fac cunoscute activitățile noastre. Dacă aș filma fiecare zi ce fac, n-aș reuși să mai fac treaba. Sunt unii dintre dumneavoastră, nu spun mulți, sunt unii dintre dumneavoastră care mă laudă pentru ce fac aici și pentru posibilitatea pe care le ofer de a privi activitatea mea stupină. Și trebuie să vă spun că am avut o mare satisfacție astăzi când un cunoscut al nostru a venit și mi-a zis, privind în spatele filmărilor mele, mi-a zis, domne, bravo, bravo, zice, dar toate alea de acolo le iei la mână, tot ce-i în curtea acolo, tot ce văd în filmări, le iei la mână. Mi-a dat o mare satisfacție pentru faptul că îmi apreciază munca. Este prima oară când un client al magazinului care a văzut filmările mele de pe internet îmi spune, domne, mare lucru, dar tot ce văd acolo în filmări, îmi dau seama că îți trece prin mână. Așa este, oameni buni. Tot ce vedeți aici în jur îmi trece prin mână. Sunt zile în care ridic tone. Nu vedeți în filmări. Toate cutiile astea, fiecare are 20 de kilograme un corp, toate îmi trec prin mână. Și mi-a arătat mâinile lui, are și el 60 de stupi, identice cu ale mele, tăiate, rănite, murdare, crăpate. Pentru că, într-adevăr, tot ceea ce vedeți aici, cineva le manipulează. Ele nu se mișcă singure dintr-o parte în alta. O persoană le manipulează ca să ajungă în ordinea aceasta, ca să avem rezultatele pe care le vedeți, cu producții de miere și familii populate. Este nevoie de manipularea lor.
în anii trecuți am găsit de fiecare dată turtele consumate cu faguri crescuți în punguțe și măcile împerecheate. Bineînțeles cu unele excepții, rare excepții. Anul acesta sunt un pic îngrijorat, de asta am și venit astăzi, lăsând deoparte orice alt program, să administrez hrană nucleelor. Sunt un pic îngrijorat pentru că mi se transmit semnale că ar fi probleme cu împerecherea măcilor. Mă gândeam că așa este. Nu știam ce instupii mei, eu n-am format nucleele până acum pentru că am extras mirea de salcum și abia acum de 2-3 zile formez nucleele. A și plouat, n-am avut cine știe ce randament. Dar cei care au făcut lucrul ăsta mai devreme decât mine îmi spuneau că e un an ciudat, ca să nu zic dificil. Eu am văzut că sunt trântorii grupați pe ultima ramă. Am văzut că scade cântarul. Mă gândeam că sunt probleme cu împerecherea măcilor. Astăzi mi s-a confirmat la magazin. Sunt clienți care s-au chinuit, sunt la a treia serie de botcuțe, câte unii. Și n-au reușit până acum împerecherea mătcuțelor, Doamne ferește. Sperăm să fie bine până la capăt. Facem tot ce putem. Hrana este importantă, cules nu este. Turte cu proteină în stupii mici și sirop în stupii mari. Asta facem. În cel mai scurt timp posibil și în cantități cât mai mari, până când ne liniștim și vedem primele rezultate. Astăzi telefonul mi-a făcut figuri, rămân și fără baterie, s-a oprit de câteva ori, nu înțeleg de ce. În sfârșit, măcar la ultima filmare, să fac un pic de detaliu. Dar nu uitați, rețineți, mai presus de orice ați văzut. Hrană și după reușita mătcuțelor, ajutarea familiilor nou formate cu câte o ramă de pui din stupii de bază. Hrană și ajutare cu puiet. Hrană administrat acum cât de repede, hrană solidă sau sirop, hrană și după reușita mătcuțelor, ajutarea acestor familii nou formate cu rame de puiet căpăcit din stupii de bază care pot ceda asemenea rame fără să simtă că ar pierde putere. Dar pentru acești stupișori va conta foarte mult. Ei devin familii la floarea soarelui. Ascultați ce vă spun. Încercați să învățați, am experiența aceasta anterioară, vă voi demonstra în filmările viitoare, aceste familii vor primi caturi la floarea soarelui, după împerecherea măcilor și ajutarea lor cu câte o ramă de puiet căpăcit din stupii ceilalți. Stupii ceilalți care abia așteaptă să cedeze. Ăștia sunt nucleii. Și mai am de format. Păi, trebuie să, uitați-vă. Ăsta primă e nucleu. Da? Ăsta micuț pe un singur corp este nucleu. Ceilalți sunt familii de bază care trebuie formați nuclei din ele. Le schimb locul. Pe locul lor rămâne albina culegătoare, cu care formez nuclei,
iar după reușita măcilor, din acești stupi puternici, iau și câte o ramă de buiet căpăcit. Deocamdată ne concentrăm pe administrarea de hrană cu ultimul stupișor în care mai umblăm pe ziua de astăzi. Uitați, nucleu format cu albinacul legătoare a unei familii de bază. 7 rame de albină. Atât valorează, să știți. Albinacul legătoare a unui stup foarte puternic la vremea aceasta în mai, se și spune roiul de mai e cât un sac de mălai. Atât valorează un roi. 7 rame de albină. Uitați-le aici. Albinacul legătoare a familiei de bază care a plecat, a mutat locul și în locul lui am pus rame de la rezervă și am captat albinacul legătoare cu care am format un nucleu.